Bună, dragilor, într-o nouă zi de vlog, părmăstă în toate direcțiile, dar asta este. Astăzi vreau să fac foarte multe lucruri, sper să-mi și reușească, pentru că e 5 după masă, dar abia am tras de mine să reușesc să filmez. Dar vreau să vă arăt că am cumpărat unele chestii, am și un shopping haul care va urma. Acesta este fostul meu mini trepied pe care îl folosesc și din păcate s-a rupt, așa că mi-am cumpărat un nou trepied. În caz că vă interesează, o să vă las linkul la el. Sper că vedeți că bate lumina foarte rău. Și sincer l-am folosit ieri cât am fotografiat de fapt la catacombele acelea de la Mănăstirea Ursuline. Din păcate nu am avut voie să filmăm, doar am făcut poze, dar sunt foarte mulțumită de trepiedul acesta și se mărește, aici se desface, așa că acum am un nou trepied. Pe ăsta am dat 55 de lei cu tot cu transport, așa că sunt foarte mulțumită și se strânge așa. Am luat și o gentuță pentru el, ca să nu-l mai distrug cum l-am distrus pe ăsta. Asta, săracul, va rămâne pe post de altceva, eu știu. După ce o să-i lipesc piciorul ăla, că am avut câte, adică am încercat de 2-3 ori și n-am reușit să lipesc nimic. Și apoi v-am arătat că am fost la JISC și m-am uitat la un fel de etajeră. Are 4 rafturi. Și mă gândeam să o pun aici, în zona aceasta, unde am cutiile și are 59 lățimea, deci nu ar fi foarte înaltă. M-am uitat și la un scaun din acesta din acela pe rotile, dar deocamdată am rămas decât la această etajeră și vreau acum să o desfac și să o instalez aici. Abia aștept să scap de tot ce e prin zona asta. Sper să intre. O mică privire la holul de cumpărături, dar mai am și aici în punga aceasta, așa că asta vă așteaptă într-un nou vlog.
Așa arată. Nu știu dacă mai am spațiu să stau la birou, așa că trebuie să mă gândesc, dar cred că o să intre destul de multe aici. Acum o să fac și o încercare cu scaunul, dar sunt foarte încântată și nu mi-a luat decât un sfert de oră. Și asta pentru că șuruburile de la chestia asta, X-ul acesta, intra unul într-altul și până m-am prins a durat puțin. Dar destul de ușor și 100 de lei. Eu zic că se merită. Am reușit după aproape o oră și ceva să fac toate cutiile astea să intre. Mi-am scos acrilicele acestea care erau băgate în dulapul celălalt și la care nu ajungeam, pentru că am avut nevoie de ele și mi-a fost lene să le scot de acolo. Iar aici, în cutia asta, sunt șervețelele și în rest toate celelalte cutii. Aici deasupra am pus deocamdată acuarelele și jurnalul, pentru că mâine vreau să filmez holul acela de cumpărături. Și da, aici am niște cărți pe care vreau să le pun pe OLX de vreun an jumate și se pare că nu mai ajung, dar e ok acum, în sfârșit. Am și loc să stau, după cum vedeți, așa că abia aștept să reintru în atelier, pentru că văd că astăzi a fost destul de călduț, dar nu m-am simțit în stare deloc să intru, să fac mare lucru. De-abia de pe la 5 m-am putut aduna să fac raftul acesta și mă bucur că l-am făcut, că nu mai am atât de multe lucruri. Bine, o să mai adun după cum veți vedea, dar totuși cel puțin... Da, asta e. Măcar o parte din atelier e liber. Săptămâna viitoare sper să reușesc să fac și perdelele la atelier și să fac lucrările acelea cu scoici. Și mai am câteva videoclipuri în plan, pentru că săptămâna viitoare, tot săptămâna viitoare o să plec și la Pitești, așa că iar nu o să mai fac nimic. Vreo săptămână, două, trei. Dar da. Cam asta este situația. Mâine o să filmez holul de cumpărături și sper că voi reuși să fac și daily vlog-ul acesta într-un final. Luni vreau să merg totuși să văd dacă pot reprograma expoziția și tot luni vreau să încep să fac și perdelele. Sper să și reușesc, așa că ne vedem luni să văd ce decizii și hotărâri iau cu privire la aceste perdele. Salutare! O să închei daily vlog-ul acela aici, pentru că trebuie să plec acasă, din păcate. Perdele la atelier o să le fac când mă întorc, dar mi-am luat lucrarea aceea cu scoici, sper să apuc să o fac acolo. Însă noi ne vedem într-un vlog următor, ori shopping vlog-ul va fi cel pe care l-am făcut pentru finalul lunii septembrie, sau videoclipul cu lăstuni. Așa că, pe data viitoare!